timp ce prețul la carburanți, prețul la energie electrică, prețul la gaz, roborul, dobânda, cresc, în timp ce mediul de afaceri este în stare de asediu, bulversat de aberațiile fiscale inițiate de guvern, în timp ce nu se știe ce se va întâmpla cu pilonul 2 de pensii, în timp ce balanța comercială a României se dezechilibrează pe zi ce trece, ce fac PSD-iștii? Se bat între ei pentru a-și împărți ciolanul și pentru a-și împărți sferele de putere. Prin tot ce face de când s-au desfășurat alegerile parlamentare, actualul partid de guvernământ arată că nu îi pasă de oameni, că nu are nici cel mai mic gând să-și onoreze promisiunile electorale.